să rămân la Cernica? E acolo unde ești, eu am un sufiet în Genovia, de acolo. Păi nu sunt, nu mi-a venit în cap probabil. Da, eu știu, cum vrei, păi, eu nu te chem. Tu nu te chem. Că și m-am să vestire sodra. Nu, nu. Și dacă te duci la mână în Australia și în America și în China, tot drag sunt. Tot Dumnezeu, de fapt. Unde îți duci, te duci cu tine și să te perfecționezi. Crezi că aici, dacă ai să vină, îți găsești mințeli? Păi să stai vreo temă, nu mai ce spui, stau rețu, e așa, economul, e așa, ceală, e așa. Dacă începe a privi pe alții, dacă începe a privi în inima ta, bă, e rău, său, măi, răbdare, mă, cărchez, mănânc prea mult, zon prea mult. Ce mai fac? Glumesc, râd, șăguiesc, de acolo mă răspândesc, judec pe altul. Uite, vin gândul de mândrie, părere de sine, cuteza, eu de vin gândul necurate, spurcate, uite, nu ne-am făcut preavă, uite, ne-am rămas din canon. Când te pândi pe tine numai, când te uita, nu mai te buc celălalt pentru altul. De mine ce prapasă, aici am sufletul meu. N-am când m-am uitat la altul. Și trăiesc-o, ce mare, un corabier, când merge cu corabia prin Dardanere sau prin locuri stâncoase, stranice, ce prăpăstii. Când el se uită la celălalt corabie, când i-o duce celălalt, el îi curge la cârm, stâncă, 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 valul, cotare. Uite așa, uite așa, uite așa, sau ești care merge cu mașina pe drum. E nevoie cu celălalt conduce mașina. El îi uite, băi, dreapta, stâncă, cotare, nu contează, e pantă, e deală, e cotare. Fiecare cum uite la mașina lui. Așa și tu. Ești cu mâna pe volanul și vedul tău. Uite la tău, nu-mi dai în prăpas. Treaba lui celălalt. Da, treaba lui fiecare cum a condus așa. Asta pentru ce? Că de multe ori unul zice, da, am stat eu mâna cu el, din cauza lui Pani de Zala, din cauza la cealaltă bieșă, cealaltă are femeie și s-a dus la moșul Gheorghe, tu ai auzit de moșul Gheorghe, tu nu știi nică. Ai auzit de dânsul? Care am luat 50 de ani de scurt cu capul gol, am fotografie, vreau întoare. Un om sfânt care a făcut minuni în părțile. A fost în Ierusalim de atâtea ori cu stare smânt din Sfântul Munte de două ori. S-a dus trei frate de la Mănăstirea Neamț, era la voi. Frate Hoisu, Venamin Hoisu, Tambu Hoisu și cu cel mai mare, da, asta, Damaschi. S-a dus. Era ușinic de-a lui, de la Mărțănuș, de acolo de-a Trescă. Moșul Gheorghe tot adinat, de preașuca. Părinte, moșul Gheorghe, noi plecăm din Mănăstirea Neamț. Dar de ce, drăguț? Și alea era voi. Nu-i mai este mântuire în mănăstirea noastră. Călugării au femei, călugării strâng bani, călugării sunt mândri, călugării numai la pravi, călugării sunt răspândiți, sunt materialici, aleagă după Matei. Tot i-a spus ca să-și facă de toate, că îi pleacă din mine. Că vă pleacă atât din tuși, strigi să fie. Moșul Gheorghe, care niciodată nu se mânia, pururea cuvântului astea drăguță, îi spune la fiică. A strigat tare de trei luni. După ce i-am spus, nu fă tu, băi! Nu fă tu, băi! Nu fă tu, băi! S-a zis. Fă-te filosofie era într-așoții cu mine, nu fă tu, băi! Adică să nu faci tu, băi, dacă nu-ți place și faci așa. Și e doar cu te pune să faci tu dacă așa la faci. Nu fă! Ce ai dai tu seama e nu pentru tine? Moșul Gheorghe n-a spus lui multe boluborosal cum vorbesc cu aici. A zis de trei ori accentuat, nu fă, tu și s-a dus de-a. Și nu l-au spus de-a nici eu. Da. Ia ca Fedra. Să duci la șernica ta. Te aduci aminte de moșul cu ăsta, adică să regat pe acolo pentru Poiană. Că tu, bă, Nicolae, bă! N-ai nimica cu nimeni. Tu poate să rămâi acolo, dacă ai altfel, acum așa. Treaba ta. Sau dacă vine aici, nu crezi că ai vină la aici. Păi era, o știu, mănăstire era. Domnicesc. Dacă mintea ta ar fi era. Trebuie să te lupți cu tine. Dacă mintea ta ar fi iad, iad rămâne. Tu vezi o albine cum zboară din floare în floare, prin mieri, pe șiriași, pe toți.
și iad în floare și numai nectarul cel dulce. Din 10 cele din nectar, el face 2 kilograme din ele. Eu am fost pus acap. Și am avut cartea cu călăuză stupa. Dar albina se pune pe floarea asta, și pe asta, și pe aceea, și pe aceea. Și sunt flori care deasupra au nectar, iar mai jos unde au ele acolo ovulele. Și ele au o travă, foarte otrăbătoare. Ea nu ia o travă, nici o asta. Ea ia la fiecare floare și e bun. O travă o lasă acum. Așa să știi tu, măi Nicola. Și e bun. Fiecare cât de rău ar fi în mănăstire, are și ceva bun. Și e bun împrumută la el. Măi, părinte, este așa, dar uite, e milostiv. Eu de sârguitor, eu de sfătuitor. Și ies că e bun ea. Și e rău, o travă, las-o acolo, că nu-ți trebuie. Nu te face nimic cu să lasă eu. Și atunci nu te vei mai sminti oriunde. Poți stai în București. Calea Victorie poți să stai. Numai să știi cum să te conduci. Așa este. Iar dacă nu, nu te și-am peste că dracu, vezi, poate tu mergi cu trenul 24 de ore și e cât ai clipit din urmă de aici. Sunt poate că nu vrei să pleci dintr-un loc.